Bună ziua, bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube bucătăraș.ro, rețete simple și delicioase. Pentru astăzi vom avea de pregătit o ciorbă de perișoare. Pentru această perișoare vom avea nevoie de următoarele ingrediente: carne tocată, circa 500 de grame, preferabil de porc. Se poate și combina, dar mie îmi place mai mult de porc. Un ou, pastă de roșii, piper, sare, suc de lămâie, cimbru, puțin pătrunjel tocat pe care o să-l adăugăm la sfârșit, orez și legume tocate: morcov, ardei, ardei gras roșu și ceapă. Ok, să începem prin prepararea perișoarelor. Pentru prepararea perișoarelor punem carnea tocată într-un bol, așa cum am făcut-o eu. Punem un ou, sare, piper, orezul pe care l-am spălat înainte, cam un sfert de cană de orez. Puțin cimbru. Eu prefer și cimbru pentru că îmi place. După care amestecăm cu mâna, amestecăm toate condimentele împreună cu carnea. Încercăm să formăm o pastă. Putem adăuga și puțin ulei. Așa. Mixăm în continuare. După ce pasta s-a format și toate condimentele se pleacă împreună cu carnea, o să începem să formăm perișoarele. Pentru a forma perișoarele, facem puțin spațiu de lucru. Aici o să le așezăm. Pentru a forma perișoarele, trebuie să ne umezim mâinile cu puțină apă, pentru a nu se lipi carnea de mână. Luăm puțină carne, o răsucim așa, facem un fel de ghiomotoc și cam așa trebuie să arate o perișoară. Următoarea. Și așa o să procedăm cu toate perișoarele până când se termină carnea. Aproape am terminat de format perișoarele noastre, după care vom pune legumele la călit. Prima dată se pune ceapa la călit, după care urmează și ardeiul gras și morcovele. Așa. Am
Am terminat 13 orele de format. Punem asta deoparte. Să punem puțin ulei încins. Să punem puțin ulei la încins în oală. Pentru a căli legumele. Acum că uleiul s-a încins, punem prima dată ceapa la călit. După un minut, două, o să punem și morcovele și ardeiul. Dar prima dată să punem ceapa. Focul nu foarte tare. Focul mediu. Pentru că vrem să călim, nu să ardem. După cum am spus, după ce ceapa se va căli ușor, vom adăuga și morcovele și ardeiul. Să dăm gota mai încet, pentru că nu ne vom mai înțelege. Acum a venit momentul când vom adăuga și morcovele și ardeiul la călit peste ceapă. Vom mai lăsa câteva minute la călit împreună pentru a se căli împreună legumele. După aceea vom pune apă. Legumele s-au călit, acum vom adăuga apă pentru a le pune la fiert. Mi s-a aburit puțin camera de la apă, dar nu avem ce face. Le punem la fiert. După ce legumele sunt fierte cam pe jumătate, o să adăugăm și perișoarele. Acum putem adăuga sare și puțin piper. Și lăsăm să fiarbă legumele până la jumătate, după care o să adăugăm perișoarele, după cum v-am spus. Legumele sunt fierte cam la jumătate. Acum a venit momentul să adăugăm și perișoarele noastre. Le dăm drumul ușor pentru că nu vrem să se fărâme în oală, să se destrame carne. Acum le mai lăsăm la fiert circa 10 minute, după care vom adăuga bulionul, pasta de roșii și le vom potrivi de sare și piper, vom potrivi gustul de sare și piper. Deci le lăsăm la fiert. Acum că perișoarele au fiert împreună cu legumele, o să adăugăm și pasta de roșii sau bulion, ce aveți dumneavoastră.
Pe o să adaug circa 3 linguri. Hai să punem 4. Îmi place mai roșiatic. Adăugăm suc de lămâie pentru a le da un pic de acreală, a fi acrișoare. Două lingurițe. Amestecăm, potrivim după gust cu sare și piper. Gustăm. După gustul nu este unde a ajuns de sărat. Vom mai lăsa la fier circa 5 minute, după care vom da oala jos. Ciorba noastră de perisoare a ajuns la final. S-a fiert. Oprim aragazul. Ok. O dăm puțin la o parte de pe foc și adăugăm pătrunjel proaspăt tocat. Ok. Acum o să punem ciorba noastră într-un bol pentru a vă arăta cum arată. Așa arată ciorba de perișoare făcută de noi astăzi. Sper că v-a plăcut rețeta. Vă mai așteptăm data viitoare la o nouă rețetă. Vă dorim o zi bună și numai bine. La revedere!